miraculos pe care îl veți vedea în câteva minute. Bună seara, Bogdan, felicitări pentru această analiză foarte interesantă. Contează de la Varojan tine. Vosganian, lider ALDE, unul din politicienii care a rămas de dreapta în cei 27 de ani de politică. Bună seara, domnule Vosganian. Bună seara. Eugen Nicolicea, președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, deputat PSD. Bună seara, domnule Nicolicea. Haideți să vedem chiar acum fragmente din editorialul lui Bogdan Chiriac și apoi să trecem la un dialog. Sper să aflu cât mai multe de la Bogdan. Spune în felul următor, presa din România a fost foarte interesantă de un document apărut pe un blog prin care o companie britanică, SCL, a făcut un contract cu o companie americană, Andrea and Associates, pentru ca membrii ai guvernului american și ai Congresului să fie informați în legătură cu lupta anticorupție din România. Nu contractul mi se pare important, spune Bogdan Chiriac, ci orizontul către lumea de mâine pe care îl deschide SCL, acea companie britanică. Mai departe. SCL îl are ca fondator pe Alexander Nix. Îl vedeți în fotografie pe acest personaj. SCL este o companie de sociologie și software. Nu are nimic abscons, spune Bogdan. Cei care vor căuta pe net după inițialele companiei vor găsi un reportaj CNN în care Alexander Nix își prezintă firma. Pe scurt, toți utilizatorii de rețele sociale, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, sunt măsurați de softul companiei în numai puțin de 5.000 de puncte. Practic, fiecare utilizator de net este scanat și îi se face un profil sociopsihologic și comportamental comparabil cu cel făcut pe vremuri numai pentru astronauții NASA sau comandanții de submarine nucleare. Cu alte cuvinte, cetățeanul, în cazul de față, alegătorul, nu are niciun fel de secret față de internet. Îi se cunosc vârsta, sexul, starea de sănătate, aspectul fizic, educația, veniturile, obișnuințele culinare, de cumpărături, de călătorie. Grație serverelor, rețelelor sociale, li se poate face un istoric. Protestele hashtag rezist, scrie Bogdan Chiriac pe DC News, pricinuite de Ordonanța 13, ar putea fi un experiment de tip SCL. Peste 90% dintre cei care demonstrau în piață, pe un ger cumplit, nu citiseră Ordonanța 13. Mulți dintre tinerii participanți spuneau în interviuri că vor fi eliberați din închisoare hoții și violatorii, alții că se legalizează furtul din bani publici. Un post de televiziune din Statele Unite a reluat știrea privind protestele și a afirmat cu subiect și predicat că în România s-a dat o lege prin care poți fura până la 50.000 de euro fără să suporți rigorile legii. Faptul era prezentat ca o curiozitate, precum ritualurile de nuntă sau de mormântare la triburile africane. SCL, lumea de mâine, are reprezentanțe în 17 țări. Deja, în România, reprezentant este Peter Imre, fost președinte de multinațională, om cu legături interne și mai ales externe la cele mai înalte niveluri. Peter Imre este în sine o instituție, spune Bogdan Chiriac. Acestea sunt fragmentele pe care le-am extras din editorial. Editorialul publicat astăzi pe DC News de Bogdan Chiriac. El se intitulează hashtag rezist pe bune. Așa și-a intitulat Bogdan editorialul. Bogdan Chiriac, informații absolut spectaculoase în acest editorial. Informații publice, fără îndoială. Informații publice, fără îndoială. Am spus că editorialul tău de astăzi arată ca o analiză CIA în plin război rece. S-ar putea, ceea ce înseamnă că, eu știu, și CIA-ul folosește, după cum știm, informații din surse deschise. Până la urmă, ce se întâmplă în această lume de mâine sau de astăzi, se aplică criteriile comerciale a fi cunoscute tuturor utilizatorilor de net și în politică. Utilizatorii de internet, nu? Milioane de români în țara noastră, aproape vreo 7 milioane sunt în acest moment, cel puțin cei de pe Facebook,
știu foarte bine că în funcție de ce caută pe internet, primești și publicitate. Dacă ești o doamnă care ai căutat pantofi, vei primi publicitate la pantofi. Dacă un domn se uită la mașini, va primi publicitate la mașini. Sigur, și alte produse. Ei bine, serverele acestea și softul despre Excel, asta e o companie extrem de respectabilă, reprezentantul său în România, Peter Imre, este o persoană extrem de respectabilă, dar pot fi și alte companii, Radu Tudor. Și sunt convins că dacă această companie britanică care a lucrat pentru Brexit, pentru Nigel Farage și pentru Donald Trump în Statele Unite, că despre asta este vorba, aici s-a branduit și este, dacă vrei, topul acestui tip de companii sau cel puțin o companie care a ieșit în spațiu public, așa, pot exista și alte companii, fiindcă mă îndoiesc că alte puteri mondiale nu au acest tip de software, până la urmă, pe care îl utilizează împreună cu rețelele sociale. Tu spui că acest gen de mecanism le-a fost aplicat și celor care protestează în stradă? Nu îndrăznesc să spun asta. Nu îndrăznesc să spun asta, nici n-am spus asta. Am spus doar că la vremea respectivă a fost un protest de o forță neobișnuită pentru în România. Tipul de reacție românească. Cel mai mare protest de după Revoluție. A fost un protest pe care nu l-am întâlnit când fostul președinte Traian Băsescu a tăiat pensiile și salariile. A fost un protest pe care nu l-am văzut când s-a înființat Fondul Proprietatea și au început să dea miliarde fără număr, deși România e singura țară din lume care în continuare despăgubește, alte țări au terminat când de mult această. Când s-a luat cel mai mare împrumut din istoria României. Cunoști foarte bine lucrurile astea, nu le-am văzut. Ce era ciudat era că ordonanță tehnică, juridică, într-un limbaj puțin accesibil publicului larg, nu fusese citită, în schimb toată lumea se informa de pe rețelele de socializare cu ce le trimitea rețelele de socializare. Ce face acest soft și companiile? Aceasta e o companie, repet, deschisă, cunoscută, branduită. Pot fi și alte companii din alte state. Asta e din Marea Britanie. Pot fi și din alte țări, care nu sunt neapărat prietene României. Și ce pot face? Pe mine, ca utilizator de net, m-a afișat. Computerul m-a afișat. M-a măsurat în cele 5.000 de puncte despre care vorbește CNN-ul. Care înseamnă, de fapt, toate caracteristicile tot, unui personaj. Tot, absolut. Ei știu totul despre tine. Un psiholog sau un psihiatru sau un grup de medici nu pot să-mi facă un asemenea profil, mai ales că există un istoric deja. Persoane de vârsta mea sau de vârsta ta sau distinși domni de aici în studio utilizează netul de 10 ani, nu? Există un istoric al lor, au evoluția. Sunt tinerii, pe tinerii formează. În funcție de ce consideră ei că sunt, de dreapta, de stânga, pro-Iohannis, pro-Dragnea, pro-PSD, pro-PNL, dacă vor să mă facă să votez ALDE, se calibrează un mesaj pentru mine. Gras, 1,90, ochelarist, puțin păr în cap, IQ cât este, stare socială, ce să fac? Și primesc mesajul în așa fel încât să fiu convins să nu votez cu domnul Nicolici, să votez cu domnul Vuzgania. Dar mesajul acela să fie atât de convingător încât să te determine să nu mai faci altceva decât să înghiți mesajul. Văd că ține foarte mult. E foarte corect ce spui. Ține foarte mult. Un